Schneider, care îl felicit pe Putin pentru victoria categoric. Vă rog să acceptați felicitările mele sincere, a plăit. Presubliniere din și din Serbia, China, Cuba, subliniere și Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria înregistrată în cadrul alegerilor prezidențiale din 18 martie, în urma cărora liderul de la Kremlin a obținut peste 76 dintre voturile exprimate. Președintele surb Alexandr Vučić a fost primul sublinierel de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vučić a anuncat că Serbia va păstra legături strânse cu Rusia, sublinierei nu va impune niciodată sancțiuni împotriva Moscovei, chiar dacă negociază aderarea la Uniunea Europeană. Vă rog să acceptați felicitările mele sincere pentru realegerea în calitate de președinte al Rusiei, sublinierei urile de a vei conduce în continuare cara pe calea clar definită a progresului, în beneficiul tuturor cecenilor. Sunt încrezător ce, prin prisma talentului remarcabil de lider, cu o înțelegere clar sub eu voi un flexibil, responsabilitate sublinierei angajament fac de cauza dumneavoastră, veți continua să aveți succes în rezolvarea tuturor problemelor importante pentru Rusia, sublinierei în implementarea planurilor de dezvoltare a cerii, se arată într-un comunicat al presubliniere din cei de la Belgrad. Liderul venezuelean Nicolas Maduro, sublinierei presubliniere din telecubanez Raul Castro l-au felicitat, de asemenea, pe Vladimir Putin, accentuând victoria categorică a acestuia în cadrul scrutinului prezidențial, sublinierei legăturile strânse între Caracas, sublinierei Moscova, respectiv între Havana, sublinierei Moscova. Președintele chinez Xi Jinping a transmis că, sub conducerea lui Vladimir Putin, poporul rus joacă un rol important pe scena internațională, urmărind cu fermitate calea de dezvoltare a unei mari puteri. Vladimir Putin, reales duminică pentru un al patrulea mandat cu un rezultat ce de subliniere este de 76 din voturi, se va putea menține la conducere până în 2024.